La cât soare e aici? Ai zice că suntem în Spania, dar nu suntem în apropiere de Viena să conducem noul Citroen C3. De ce este asta o mașină foarte importantă? Simplu, pentru că va fi probabil cel mai apropiat rival al lui Sandero Stepway, care este o mașină ce se vinde ca pâinea caldă în Europa. Pleacă de la 16.500 de euro cu TVA inclusă, despre asta o să vorbim puțin mai târziu. Are și o versiune electrică ce pleacă de la 19.900 de euro cu TVA inclus, fără rabla, fără nimic, dar aia vine un pic mai târziu, pentru că versiunea pe care o primim noi de la început va avea bateria mare. Și este genul de mașină care îmi place mie, adică mașinile back to basics. Există și o versiune mai puțin dotată, evident, nu o să fie aici, dar o să vorbim despre ea, o versiune de bază, o versiune cheală, așa cum îmi plac mie. Începem cu benzinarea, vedem dacă avem timp și de electrică. Și Alexandru.d, care are handle-ul pe YouTube, album de familie, a câștigat telefonul de la Infinix, de la giveaway-ul nostru trecut. Alexandru, ți-am dat mesaj, când îl vezi, răspunde-mi. Dar rămâneți aproape pentru că mai urmează și alte surprize pe canalul Mașini cu Luci Popa, care din Viena, cu soare, începe. A, vrei să-ți iei mașină? O duci la mecanic? Foarte bine. O duci la reprezentanță? Și mai bine. O duci la prietenul tău care se pricepe la mașini? Și mai bine. Dar ce se întâmplă dacă mașina e departe, în Germania sau în altă țară? Sau o iei de la licitații? Simplu. Încearcă un raport car vertical. Acolo poți afla dacă mașina are kilometri dați înapoi, dacă a avut daune mici sau mari, dacă a fost taxi, dacă a fost inundată sau de America. Din păcate, chiar și cu noul raport car vertical, nu poți vedea dacă s-a ascultat manele sau nu în mașină. Dar dacă vrei, ai reducere 20% în descriere sau folosește cod Luci Popa. V-am pupat! C3 este construit pe o nouă platformă, Smart Car de la Stellantis, ceea ce îmi dă de înțeles că vor exista și alte modele, pentru că Stellantis acum bagă totul pe platforme. Iau o platformă și folosesc pe multe modele. Spre exemplu, platforma de clasă B, cea pe care o știm noi de ceva timp, acum e folosită și de Jeep, și de Alfa Romeo, și de Lancia, da? Nu doar de Citroen, Peugeot, de Opel și așa mai departe. Ei, Smart Car-ul ăsta cred eu că va fi platforma pentru modelele ceva mai accesibile, ceea ce înseamnă că vom vedea modele accesibile de la mai mulți producători, nu doar de la Citroen. Citroen este doar pionierul, să-i spunem așa. Modelul pe care îl avem aici, da, este unul de top. Benzină cu toate dotările, nu e asta o problemă. Însă ce trebuie să știți este că avem de-a face cu un prototip de preproducție. Mașina asta este asamblată manual, nu este asamblată în fabrica din Slovacia unde va fi asamblată versiunea finală și s-ar putea să mai existe câteva probleme de asamblare, probleme de mici chichițe care sunt specifice prototipurilor. La multe teste se folosesc modele de preproducție. Da, ca să aibă jurnaliștii acces un pic mai devreme, să folosesc modele de preproducție care vor fi casate ulterior. Da, mașina asta, după ce își va îndeplini rolul pentru care a fost construită, va fi casată. Ne-a zis că la modelul ăsta de preproducție nu poți să o pornești cu ușa deschisă. Ia fiți atenți aici. Merge! Avem 3 echipări pe noul Citroen C3U, bază, plus intermediară care nu se găsește la electric, doar la termic, și max, care este versiunea de top. Acestea sunt farurile și avem așa, Eco LED, Citroen LED Vision, cum vreți să spuneți, LED-uri cu reflectoare, fază scurtă, fază lungă, semnalizare cu bec și DRL-uri cu LED, evident, Daytime Running Lights. Ei bine, astea sunt singurele faruri care vor fi disponibile pe Citroen C3. Nu există Mega LED, Plus LED, Matrix LED, Gigi LED, Ultra LED și așa mai departe. Cu toate astea există o discrepanță la capitolul stopuri. Acestea sunt stopurile versiunii Max, pentru că aici avem doar Max-uri, doar versiuni de top. LED, 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 LED. Ei bine, la versiunile U și Plus avem becuri cu efect 3D, similar cu ceea ce găsim pe unele modele Dacia. Și avem aici luminile de ceață, mă rog, micile lumini de ceață, că le sunt atât de mici încât nu cred că am mai văzut ceața atât de mică. Și al treilea stop de frână pe care îl regăsim aici, niște lumini simple, evident, nu avem bandă LED, avem o bucată de plastic care desparte stopurile. Și cam așa cu luminile lui Citroen C3. A, da, era să uit, avem și LED-uri în oglindă. C3 este un hatchback de clasă mică, 4,01 m lungime, a crescut puțin în lățime, un pic în înălțime.
Însă, acolo unde s-a înregistrat cel mai mare progres este la capitolul gardă la sol, pentru că orice devine crossover acum, C4 a devenit crossover, C4X este un sedan crossover, C3 trebuie să devină oarecum crossover, nu știu dacă va înlocui și C3 L-Cross sau dacă va exista un C3 L-Cross viitor, însă cert este că avem 163 mm gardă la sol, spre deosebire de 135 cât avea generația anterioară. O să ne ajute acest lucru? Cu siguranță, mai ales pe drumurile din București. Faza e că avem și aici până la bara față destul de mult spațiu, undeva la 25 de centimetri, ai spune undeva la nivel de Hyundai Tucson. Deci în față ai loc să nu zgârii bara. Dacă prinzi o bordură destul de înăltuță, cam ai loc, da, să nu zgârii bara. Asta e bine, pentru că toată lumea vrea SUV-uri, SUV-ulețe, crossover-ulețe, nimeni nu mai vrea berline. Aha, e. Partea frontală este destul de interesantă, pentru că avem așa. Noua emblemă Citroën, care este din plastic. Avem tot o, era să zic o bandă LED, nu. Avem o dungă neagră ce urnește farurile. La generația precedentă, dacă mai țineți minte, aveam farurile jos și dereleurile sus. Acum este total invers poziționarea. Avem, ia uite, o grilă foarte, foarte îngustă aici. Am impresia că aceeași există și la versiunea electrică. Avem niște electrice pe aici, o să vă arăt mai târziu, dar chiar sunt curios. Și încă o grilă aici, pentru că na, aerul în principal curge pe aici. Observăm modelul șevronului, da? Avem șevronul nou aici, dar avem și șevronul mai vechi, să-i spunem așa, aici. Un model de șevron, un fel de mesaj subliminal. Plastic vopsit, plastic ce pare satinat, plastic negru, diverse forme, diverse suprafețe. Și aici avem, ia uitați, niște prize de aer 100% reale, care sunt făcute cu rol aerodinamic, nu se răcească frânele, la cum se duc ele așa. Da, ele sunt făcute strict pentru aerodinamică. Ce vedeți aici? Sunt niște clips, sunt numite în engleză. Nu știu dacă se scot sau nu, cert este că ele pot fi personalizate. Adică poți să le iei albe, negre, verzi, în culoarea drapelului Franței, cu model de șevron și așa mai departe. Nu știu dacă se pot scoate ușor sau dacă așa vine mașina și nu le mai poți scoate. Dar o să vă arăt, dacă mi-aduc aminte, există un panou unde avem toate aceste tipuri de clipsuri și zice Personalize your C3. Naiba știe dacă pot fi scoase sau nu. Observăm că acest C3 nu are senzor de parcare față, asta pentru că nu vor exista senzori de parcare față pe Citroen C3, cel puțin acum, la început. Și nu va exista nicio cameră frontală, da? Nu. Singura cameră frontală este cea de pe parbriz, care are mai mult rol pentru sistemele de asistență, nu evident pentru parcare. Nu am luat cititorul de vopsea cu mine în Austria, avem culoarea Elixir Red și cu Black Roof. Am impresia că Maxurile vin toate cu plafon contrastant. E, uite că avem o mașină acolo, un plus. Deci nu este tocmai Max, este un plus. Este singurul plus disponibil aici. Asta e interesant. Aia e o mașină interesantă pentru că nu este versiunea de top. S-ar putea să punem mâna și pe aia dacă mă enervez eu puțin. Le aduc pe amândouă să facem o mică comparație. Dar să revenim la oile noastre. Elixir Red-ul ăsta strălucește destul de mult în soare. Îmi place. Un pic mai deschis decât roșul de pe Mazda. Deci fiți atenți acolo, ăla e un new. Aia e varianta cheală, aia e varianta de bază. Moartea mea! Deci după ce te băieții cu ea, o șterpelim noi și o prezentăm și pe aia. Nu avem coeficientul aerodinamic, dar avem capota stilizată în acest scop. Observăm efectul de cuțit în margarină, pe care îl regăsim și la multe alte modele. Mai vreți cu aerodinamică? Uitați aici, aceste panouri sunt făcute în acest scop. Avem trei tipuri de jante, astea sunt singurele din aliaj, pe 17, 205, 50, pe 17, anvelope Goodyear, Fish and Grip Performance 2. Astea sunt anvelopele cu care o să vină mașina în versiunea de top. Există jante pe 17 de tablă și jante pe 16 de tablă. Și așa arată jantele, pe 16 cu căpăcele, 205, 50, 16, Michelin, de fapt, e-Primacy. Astea sunt jantele de bază, pentru că asta este versiunea U, versiunea de bază, așa va arăta un Citroen C3 Kiel. Și așa arată stopurile de bază cu bec în loc de LED. Așa arată versiunea de bază U și cea intermediară Plus. Și pentru că avem versiunea termică, observăm că avem tamburi pe spate. Tot ce înseamnă electric vine cu discuri pe spate, inclusiv acea versiune U pe care ați văzut-o mai devreme, electrică,
cu jante de tablă, cheală, vine cu discuri. Și mai e o chestie interesantă, această mașină va veni cu aceleași anvelope indiferent de sistemul de propulsie, pentru că, uite, Electric Drive Ready. Aceste anvelope sunt gândite și pentru modelele electrice, chiar dacă vin pentru versiunea termică. Antifonare avem cu plastic, atât în față cât și în spate. Nu m-aș fi așteptat la altceva în gama asta de preț, e bine totuși că este. O să vedem la proba de condus dacă mașina este sau nu silențioasă. Apropo, peste tot găsim modelul ăsta de Chevron întors, da, pe panourile de plastic de la aripi. Nu avem duzele integrate în ștergătoare în banii ăștia, dar observăm că parbrizul este șters destul de bine. Bine, e și mașina nouă, dar parbrizul este spălat cu totul și nu văd să intre lichidul de parbriz pe lângă. Probabil că dacă mergi la viteze mari va ajunge lichidul de parbriz și pe geamuri. Și după cum putem vedea, lichidul de parbriz nu prea are unde să se ducă. Este protejat destul de bine de stâlpul ăsta, care este vopsit în nuanța neagră la versiunea asta de top. Dar ia fiți atenți aici. Se vede? Avem parbriz acustic laminat la versiunea de top. Versiunea de bază U nu are așa ceva și bănuiesc că nici plusul nu are, dar nu avem un plus aici, avem doar un U și un max. Deci pot să vă confirm, laminat la max, normal la U. Apropo de camere, tot aici se află și camera de fază lungă automată, care vine standard pe plus, deci pe a doua echipare, pe U nu avem așa ceva. Și la final, vă promit că iau U-ul ăla și vă arăt toate diferențele și vă arăt mașina cheală. Sincer, mi-e mai drag de aia decât de asta. Nimic ieșit din comun în ceea ce privește suspensia. Punte pe spate, McPherson pe față. În gama asta de preț nici nu o să găsești altceva, chit că ai de-a face cu o mașină termică, chit că ai de-a face cu o mașină electrică, chit că ai de-a face cu o platformă care le îmbină pe amândouă. Însă, avem acea suspensie, nu știu cum îi zice Citroen, că nu vă pricep la marketing, magică, activă, whatever. Practic, ce se întâmplă? Avem opritoare hidraulice atât pe compresie cât și pe recul și alea ajută mașina să fie mai confortabilă atunci când șocurile sunt mari. Atunci când șocurile nu sunt mari, opritoarele alea nu intră în acțiune pentru că nu se ajunge la cursa suspensiei. Dar este bine că ele sunt atât pe compresie cât și pe recul și atunci la șocuri mari, la drumuri de România, gropi de București, guri de canal, denivelări, vor intra în funcțiune și mașina va fi ultra confortabilă. Va fi așa? Trebuie să vedem la proba de condus. Dar ceea ce pot să vă confirm este că această suspensie va fi în standard pe toate versiunile. Vreau să scăpăm repede de dimensiuni ca să nu ne mai întoarcem la acest subiect. 401 lungime, 176 lățime, 1,57 m înălțime, 2,54 ampatament. Ok pentru clasa asta. Greutate la gol 1151 de kg termica, 1416 kg electrica și diametru de bracaj pentru toate versiunile 10,6 metri, care e ok. Pot să vă spun că avem oglinzi rabatabile electric la max, nu avem la U și nu știu dacă avem la plus. Hai să vă arăt una din părțile amuzante în a testa un model de preproducție, un prototip, este că nu are cheia originală. Are această cheiță absolut adorabilă, sincer, nu m-ar deranja. Opa, am prins-o! O să primiți o cheie de Doamne ajută, dar nu m-ar deranja dacă eu o să primesc cheia asta să merg cu ea zi de zi. Este așa de amuzantă și că e cheie de scooter. Primele modele de demo, de test drive, vor ajunge în vară, undeva iunie-iulie, și primele exemplare la clienți vor ajunge în septembrie. Asta ca să știți. 4 ani, 100.000 de kilometri garanție. 4 ani garanție pentru vopsea, 12 ani anticoroziune și reviziile se fac la un an sau 25.000 de km pentru benzină și la 2 ani sau 25.000 de km pentru electrică și prima revizie se face la 12.500 de km. Asta ca să terminăm acum cu partea asta, că poate uit mai târziu aceste detalii. Deci, da. Ce tare. Deci, astea sunt avantajele în a avea avantajele. Sunt chestiile amuzante în a avea un model de preproducție, da? Poți să o încui, poți să o descui manual, pentru că încă nu am primit cheia finală. Mașina nu va avea keyless entry, din câte am înțeles va avea buton de start. Acestea nu au buton de start, au gaură de cheie, asta e să vi le arăt. Dar din câte am înțeles, modelele finale vor avea buton de start. Avem lock, accessories, on, adică contact și start. Și ceea ce mă frapează pe mine este că
dacă vrei, poți să folosești climatizarea chiar și pe modul accesorii. Nu știu dacă e ceva specific modelelor de preproducție sau dacă este ceva specific modelului Citroen C3, dar poți să activezi climatizarea, ventilația, compresorul de aer condiționat doar din poziția de accesorii. Ușile nu acoperă pragurile în totalitate, dar asta pentru că avem genul ăsta de praguri de plastic, da, care să arate că avem de-a face cu un pseudo-crossover. Nu mă deranjează în vreun fel acest lucru. Nici nu pot să spun că te murdărești, că nu poți să spui că na, nu ai loc să ridici piciorul ca să intri confortabil, doar să ai un pic mai multă grijă. Și hai să vedem cum se aude ușa unei mașini asamblate manual, unei mașini de preproducție, cum se aude cu geamul deschis. Cam așa se aude, cu geamul deschis. Cum vi se pare? De obicei se aude sticla, face tronca, tronca. Dar uite că la asta nu face. Da? Se aude un pic asolid. Da, toate versiunile vor avea mânere negre, cred. Că versiunile negre nu vor avea mânere albe, din câte știu. Toate versiunile care sunt acolo au mânerele negre. Chiar și versiunea de bază. Trebuie văzut dacă aceste mânere la versiunea de bază vor fi vopsite sau nu, pentru că oglinzile la versiunea U nu sunt vopsite, sunt plastic negru nevopsit. Da? Alea nerabatabile electric. Deci, să țineți minte acest lucru. Avem și presiunile 2.3, 2.1, 2.5, 3.2. Multișor. Da? Și astea sunt anvelopele. Hai să vedem și partea de materiale de pe fața de ușă. Unde te duci, micule? Aha. Îți place, nu? Îți place Citroenul C3. Bun. Tare. Aici avem niște inserții care sunt albastre la U. Bucata asta de mâner o regăsim pe orice raft de piese Stellantis, pentru că o găsim pe o grămadă de modele. La fel și aceste butoane, la fel și acest buzunar. Asta este un panou care vine pe mai multe modele Stellantis. Aici avem o spumă din asta acoperită cu o imitație de piele și cu sută pe care scrie Be Cool, însă asta nu este tot pentru că ia fiți atenți aici. Feel good. Și dacă mergem în partea cealaltă, ia, cum era? Be happy. Și dacă mergem la pasager, se aude Have fun. La fel, nu știu dacă este specific modelelor de preproducție, însă dacă la mașina asta deschizi ușa șoferului, este pusă lumina de frână. Deci luminile de frână sunt pornite. Nu știu dacă ține de faptul că avem de-a face cu modele de preproducție sau așa vor fi toate Citroenele C3, dar mi s-a părut atât de interesant încât am vrut neapărat să vă arăt acest lucru. Continuăm. Buzunarele sunt necapitonate, sunt albe la versiunea asta de top. Plasticul este tare. Este același plastic cu aceeași textură pe care o regăsim la multe modele Stellantis, ramura asta PSA. Iar la versiunile intermediare de top avem 6 boxe, pe când la versiunea de bază U vom avea doar două boxe față. Geamuri cu impuls pe coborâre. Dar nu avem pe urcare, am încercat de mai multe ori. Nu are. Dar are pe coborâre. Hai să vedem dacă avem protecție la geamuri. Nu avem. Nici în față, nici în spate. Deci nu ai protecție la geamuri. Nu știu dacă chestia asta va fi implementată din soft la versiunile finale, dar la versiunea asta prototip nu avem așa ceva. Cum vi se pare unghiul ăsta? Mai folosim? Citroen se laudă că spațiul din spate este paștă medie, însă o să vedem asta un pic mai târziu. Luăm pe Ionuț, care are, nu știu, 1,80 m și ceva. Am mâncat Danone în loc când era mic. Și observăm aceleași inserții, același mâner, buton, același panou pe care îl regăsim și la alte modele. Nu știu, Peugeot 208 e un exemplu. Feel good! Da? Buzunarele care, sincer să fiu, nu sunt atât de mici pentru clasa asta pe cât aș fi crezut. Nu sunt extraordinare, dar pentru clasa asta e ok. Ei, ce mai contează la un model de clasă mică este cât de ușor poți să intri, pentru că mașina asta poate că va fi folosită, poate că nu va fi folosită în regim de car sharing. Și observăm deja porțiunea asta care, vedeți, iese destul de mult, pătrunde în habitaclu destul de mult. Hai să vedem cât de ușor putem să intrăm la interior. Da? Cât de ușor. Dacă mă lovesc de ceva, trebuie să lovesc camera. Ia să vedem. Așa. Ok, deci am dat cu buca de chestia asta, vedeți? La prima încercare am dat cu buca. Ia să vedem. A doua oară n-am mai dat cu buca. Așa. Dar în general intri ușor, dar într-adevăr trebuie să ai grijă la porțiunea asta care iese puțin. Bare longitudinale în plafon avem. La U cred că nu am avut.
O să verific chestia asta, dar îmi place că scrie Citroen aici. Și unde ar fi trebuit să fie un al treilea geam, din rațiuni de cost cutting și din rațiuni de, nu știu, de spațiu, că nu este o mașină foarte mare, am pus o bucată de plastic aici cu acele clipsuri pe care vi le-am arătat mai devreme. Da, un pic de contrast nu strică, un roșu aprins cu un verde, cu o verde minge de tenis, e destul de ok. Mie îmi plac aceste detalii, mai înviorează puțin atmosfera. Hai să vorbim despre rezervor și avem o capacitate de 44 de litri și o statistică interesantă, bateria la versiunea electrică are tot 44, dar nu de litri, ci de kWh. Consumul pe care l-am scos noi, nu l-am resetat, a fost un consum mixt împărțit cu alți jurnaliști, undeva la 7. Bun, continuăm cu spatele, destul de interesant, eleron pentru aerodinamică. Destul de bine profilat, se vede că are și efectul ăla de reducere de portanță, nu doar de reducere de rezistență la rulare. O antenă simplă, nimic complicat. Avem, ia uitați aici, un ștergător normal. Noi am fost deja la test drive cu mașina, de asta e un pic prăfuită. Filmăm practic după proba de condus, dar voi o să vedeți proba de condus după. Emblema Citroen, șevronul, aici ați văzut pseudo difuzorul. Acum Uniunea Europeană ne spune că, bă, voi n-aveți voie să aveți părți ascuțite nici măcar în spatele mașinii, că dacă dai peste cineva cu spatele și îl tai. Așa că tot spatele mașinii trebuie să fie rotunjit, inclusiv la Ferrari, la Lamborghini, la toate. Și ia fiți atenți aici, un loc, nu știu dacă e pentru siguranță, mai mult ca sigur este pentru aerodinamică. Din acest motiv se termină mașina așa, da, pentru aerodinamică și presupun că aici fie ai un rol de siguranță, fie ai un rol aerodinamic. Pot să vă confirm deja că toate versiunile vor veni cu senzor de parcare, dar doar versiunea de top max, deci plus și U, nu vor avea cameră de marș arier. Chit că vrei, chit că nu vrei. Ia să deschidem portbagajul. Mamă, e ceva aici, e ceva cilișa. Evident că este electric. Ceea ce n-am menționat nici la uși, nici aici, este că ele sunt foarte ușoare. De asta mașina cântărește 1100 de kg la gol. Ia uite. Hop, hop. Foarte ușoare, toate panourile. Și nu trebuie să te chinui să ridici sau să cobori. Hai să vedem portbagajul acum. Hai să vedem, avem un volum de 310 litri, care este în media clasei, puțin peste media clasei, aș zice eu. Hai să vedem ce avem pe aici. Avem, din câte știu, trebuie să avem un cârlig pentru plase. Da, trebuie pe partea asta, un cârlig pentru plase. Avem puncte de ancorare, avem rabatare de banchetă, avem. Deci avem așa, 60-40 de la plus în sus. U are monobloc, nu se rabatează fracționat. Hai să vedem, ridicăm podeaua falsă care este plină de antifonare și am observat că, vedeți, tipul ăsta de material, asta este Lantis. Pe jos Citroen, Opel, DS, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, toți au de genul ăsta, știi? Nu știu dacă e mai ieftin, dacă e mai scump, dar cert este că folosesc antifonare din asta la greu. Aici am putea avea o roată de rezervă, însă cei de la Citroen n-au montat acest lucru. Știu că poți să-ți cumperi opțional, cred, nu știu, habar n-am. Dar există pregătire pentru roată de rezervă. Da? Așa scrie undeva în fișa tehnică a mașinii, în fișa de produs a mașinii. Mare, bine fracționat, bine compartimentat, peste un metru lățime, avem într-adevăr o margine de încărcare destul de mare, dar na, așa e forma, per total lățimea și deschiderea măricele, nu prea am ce să-i reproșez la clasa asta și în banii ăștia, mai avem acolo niște puncte de ancorare, într-adevăr nu avem podea falsă, nu avem rabatare de banchetă, dar cu podea plană, na. Și ce mai am de arătat. Vedeți, copertina asta este destul de ușoară. Asta nu mă deranjează. Elasticul, în schimb, este destul de ok. Ce am observat, asta e sigur o chestie de la modelele de preproducție, în momentul în care închizi și dai tare cu haionul, da, uite, acum n-a sărit, că l-am pus eu bine. Deci trebuie să-l pui tu bine, că altfel sare destul de ușor. Deci copertina poate fi scoasă destul de ușor, dar uite și retul ăsta, bă, e ca lumea, e solid, îmi place, îmi place. Amortizoarele sunt destul de subțirele, dar nu e nicio problemă, pentru că, na, nici asta nu e foarte grea, deci nu o să scadă niciodată. Dacă vrei să închizi portbagajul, ai mânerul ăsta, da, pe care tragi, iar luminile numărului de matriculare sunt cu bec normal, sunt cu LED. Și mai vreau să mai punctez chestia asta. Bă, numele de matriculare din Franța nu le suporte, să dai găuri în bara mașinii ca să
îți pui numerele de matriculare, că ei nu au suport, ca să nu cumva să-ți fure cineva numerele de matriculare. Și așa se înșurubează de plasticul mașinii. Vă dați seama dacă ai Bugatti Veyron? Uelele, ei! A, uite, mă! Ce n-a văzut Parisul? Uite, ăsta este Parisul, cu turnul Eiffel, cu Notre Dame, cu tot. Și mai avem un secret aici, un easter egg. Ce este ăsta? Este cocoșelul galic. Și mai avem un easter egg la interior, o să-l vedeți când ajungem la partea aceea. Citroen inventaseră la un moment dat acele air bump-uri, știți? Când vă uceți la cumpărături, uite Citroenul ăla ce trăie air bump. În momentul în care treci la cumpărături, să nu vină gigica sau gigicu și să dea cu căruciorul de cumpărături în mașina voastră. Ei bine, aici nu mai avem air bump, mai avem ceva ce aduce aminte de air bump și este pe plafon. Ia uitați, avem o amintire, o reminiscență a celebrului air bump pe plafon. Am deschis capota, hai să vedem ce regăsim. Găsim antifonare, ceea ce este de apreciat. Nu regăsim amortizoare, nici nu ne așteptam să regăsim amortizoare. Găsim un pic de material fonoabsorbant pe acolo și câteva detalii interesante. Sunt curios de cât timp se află mașina asta în dezvoltare, dacă scrie pe ea PSA și nu Stellantis. Da? PSA. Suporții de motor sunt aceiași folosiți pe vechea platformă CMP. Și un detaliu interesant, mă rog, da? Pe jos scrie PSA Group. PSA aici. Pe protecția de la turbiniță scrie PSA Group și turbinița Garrett este făcută, unde credeți? La noi, în Românica. Știam că noi facem turbinele Mitsubishi, nu știam că facem și Garrett, dar uite că facem și turbinele Garrett. Deci avem și noi un mic aport la mașinuța asta. Farurile sunt făcute în Polonia și evident o grămadă de piese sunt făcute în o grămadă de locuri. Momentan avem doar două motorizări pe Citroen C3. Avem 1.2 PureTech Turbo, 3 pistoane, 4 supape pe cilindru, 2 axe, deci 12 supape. În total, injecție directă turbo făcut la noi în Românica, în varianta de 100 de cai putere și 205 Nm. Deci puterea e la 5500 și cuplu maxim e la 1750, deci destul de jos. Iar valoarea de cuplu este, sincer, foarte mare pentru 100 de cai putere. Singura transmisie disponibilă momentan este manuala în 6 rapoarte. Mașina prinde suta în 10,6 secunde, are reprize oarecum ok, viteza maximă este limitată la 160 de km pe oră, consumul mediu pe care îl dă producătorul este de 5,6, un consum, spun eu, realizabil. Și ca să faceți o comparație cu versiunea electrică, asta face sfertul de milă în 17,6 secunde. După cum am spus, singura transmisie este manuală în 6, s-ar putea să primim și o automată, nu se știe, vedem mai târziu. Versiunea electrică are 113 cai putere, 120 Nm, deci nu este un motor electric cu foarte mult cuplu, atenție, asta pentru eficiență. Evident, avem o transmisie cu un singur raport, o baterie LFP, litiu fer fosfat, deci o baterie care are o durată de viață puțin mai mare decât una litiu ion normală, una NMC și așa mai departe. Este mai stabilă din punct de vedere termic, nu se răcește așa de mult iarna, nu se încinge așa de mult vara și dacă este perforată, nici nu ia foc. Capacitatea ei este 44 kWh net, 45 kWh brut, se încarcă la 7,4 kW AC, standard sau 11 trifazat opțional, face suta în 11 secunde, este limitată electronic la 135 de km pe oră și face sfertul de milă în 17,6 secunde. Exact aceeași cifră precum versiunea pe benzină. Pe când sprintul 80-20 e realizat în 7 secunde, versiunea pe benzină îl realizează în 10,9 secunde în treapta A5-a. 30-60 este în 2,4 secunde, iar termica face același sprint în 4,6 secunde. Electrica nu are pompă de căldură, nu are preîncălzire, nu are prerăcire a bateriei, dar și bateria LFP o ajută să nu piardă așa de multă capacitate pe timp de iarnă. Puterea maximă de încărcare DC este de 100 de kW, iar timpul de încărcare 20-80% la 100 de kW este de 26 de minute și trebuie menționat că tot ce este fabricat la această mașină este fabricat în Europa. Nu vine nimic, nici măcar bateria de la chinezi. Totul este fabricat în Europa. Bine, bă! Hai să luăm loc la interior. Acestea sunt scaunele pe versiunea Max. Fiecare versiune are propria sa tapiserie. Însă avem niște scaune confortabile, Advanced Comfort Seats, care au spumă în plus. Ei bine,
Pot să confirm că acestea vin doar pe Plus și pe Max. Dacă ți alegi versiunea U, nu o să primești aceste scaune cu pernuțe și cu spumă suplimentare. Scaunele Advanced Comfort Seating. Însă avem înălțime, da, doar la șofer, la toate versiunile. Și avem, evident, reglare de la manetă, nu de la rotiță. Aș fi preferat ca maneta să fie aici, dar e ok și aici, decât rotiță, mai bine așa, preferință personală. Tetiera este destul de tare, dar na, tetiera e făcută pentru protecție, nu pentru confort. Și cam așa sunt scaunele. Pot să confirm deja că ele sunt confortabile în această versiune. Avem pedalierul acolo de plastic, nimic deosebit. Ce vedeți voi acolo? Antifonarea face parte din mașină de preproducție. Mașină de serie nu vor avea așa ceva și maneta de deschidere capotă. Ați văzut inscripția de airbag. Pot să confirm că mașina vine cu numai puțin de 6 airbag-uri pe toate versiunile. Nu avem airbag central, nu avem airbag lateral spate și nu avem airbag pentru genunchi. Deci cele 6 standard. Hai să vedem și o imagine de ansamblu cu bordul mașinii, cu interiorul mașinii. Și acum hai să intrăm în detalii. Din păcate, Nelu Ciocanelu nu e cu noi. Vă dați seama, dacă mergeam cu ciocanul la aeroport, îmi dădeau ăștia cu el în cap. Și acum hai să atacăm materialele fără Ciocănescu. Tari. Tari. Un pic de negru lucios, piano black. Un pic de piano black aici, un pic de piano black aici. Tare, 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 tare. Imitație de piele. Plafon. Tradițional, de mașină accesibilă, nimic, adică nu ai nicio spumă, e doar un fel de carton cu ceva mochetă peste. Și avem sofa design. Trebuie să vedem dacă la U există sofa design, pentru că la Max există această sofa design, un material textil care acoperă bordul și care, într-adevăr, are și o spumă în spatele acesteia. Și în rest, la o mașină care vrea să fie accesibilă, materialul tare va predomina. Am vorbit despre scaune, am spus că sunt destul de confortabile, eu nu am avut nicio problemă cu ele. Hai să vedem volanul, care e destul de interesant. Da, este reglabil manual, da, este reglabil pe adâncime de la versiunea de bază, da, nu este rotund, este oval, oarecum, așa, are două spițe, e interesant, e un pic gros în zona asta, mai ușor să-l ții așa decât așa, dar mai bine îl ții așa, sau mai bine poți să-l ții așa. Se inspiră de la volanele de Peugeot, se vede clar acest lucru, chiar dacă designul diferă. Butoanele sunt ok, clicul este satisfăcător, nu am nimic să-i reproșez din punctul ăsta de vedere. Manetele sunt interesante în schimb, spre exemplu, așa activezi, dezactivezi ceața, semnalizările, așa dai pe fază scurtă, fază lungă, nu, fază lungă e așa. Fază scurtă, auto și poziții. Amortizarea lor pare de calitate. Îmi place acest lucru. Da. Manetele sunt ce trebuie și ajungi ușor la ele. Deci postul de conducere bun. Cel puțin pentru mine bun. Spații de depozitare. Hai să vedem ce avem. Un mic buzunarel aici. Buzunare suficient de încăpătoare și în zona asta, după cum se poate vedea. Apoi pe aici nu prea mai avem nimic. Avem spații de depozitare ca la dubă în zona aia, că putem pune obiecte, deci nu obstrucționăm tabloul de bord, dar putem să punem obiecte în partea aceea. Nu știu cât de bine se vede, dar și aici avem plastic negru texturat și aici la fel, modelul ăsta de Chevron. Wireless charger care vine în standard pe versiunea asta de top Max, două suporturi de pahare destul de încăpătoare necapitonate, mai ai aici un loc să spui diverse obiecte subțirele dacă lași frâna de mână în jos și da, avem frână de mână manuală, dar mai loc să-ți mai pui ceva. Și un spațiu de depozitare aici pentru că nu avem cotieră deloc. Plus o priză de 12V pentru cine își dorește o priză de 12V. Iar torpedoul este neamortizat, necapitonat, neiluminat și spre deosebire de alte modele ale concernului, de data asta este mai mic. Și pentru că v-am promis easter egg-uri, fiți atenți aici, easter egg-uri, da? Mașinile Citroen și iconic since 1919. Acum hai să vorbim despre ergonomie. Centuri de siguranță reglabile pe înălțime nu avem. Deci nu avem. Și nu avem mânere. Deci măcar în spate un cârlig pentru haine. Ok, pot să renunț la mânere, dar eu chiar am nevoie pentru munca mea și pentru drumurile mele. Eu mereu folosesc mânerul de la mașină. Mi-ar fi plăcut să am
așa ceva. Pot să confirm acum că pe Plus primești oglinzile rabatabile electric și încălzite, deci doar pe U nu primești acest lucru. Mânerul, ușor de acționat, butoanele puse exact la locul lor, poți să blochezi geamurile spate dacă vrei. Și cealaltă locul este manual cu cheia fizică a mașinii, sper că ați văzut acest lucru. Hai să vedem, înălțimea farurilor, butonul de oprire limitator de viteză, mă rog, avertizor pentru depășirea limitei de viteză. Avem aici lane assist-ul, să-l oprești și start stop-ul. Cam tot ce vrea românul să oprească, aici este. Și din punctul meu de vedere, like. Îmi place foarte mult. Și aici probabil că e un buton pentru versiunea electrică. Ergonomia volanului, o să vedem cu tabloul ăla de bord pe care Citroenul numește head-up display, că putea fi un picuț mai bine, dar pe partea de pilot e ok, pe partea de telefon și de volum e ok, nu prea am ce să-i reproșez, doar în zona asta cu acționarea tabloului de bord aș avea ceva de comentat, de mărit așa. Cheița, nimic împotrivă, eu o ador, efectiv îmi place la nebunie. Buton de avarii, buton de încuiere, descuiere, da, puteam să-l pun aici, poate să fie și aici, nu mă deranjează. Climatizare automată la versiunea de top, aer condiționat la primele două echipări. Și observăm că mașina asta nu este echipată cu scaune încălzite. Ce înseamnă scaune încălzite la mașina asta? Înseamnă în felul următor. Un pachet, nu mai simte cum se numește, costă 1083 de euro și te aduce așa. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit și proiectoare de ceață. Băi, ești nebun, zici că e chiar decentă oferta. Și da, este, doar că există una bucată problemă. Pentru că scaunele încălzite nu vin decât așa. Adică dacă ai climatizare automată și cum climatizarea automată nu este disponibilă decât pe versiunea asta de top, în standard, pentru că nu poți să ții climatizarea automată opțională pe versiunea plus, intermediară sau pe versiunea de bază, înseamnă că nu poți avea scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit și ce mai vrei tu, pe versiunile de bază. Iar asta mă cam dezamăgește. Schimbătorul de viteze e ok, puțin mare și gros pentru mâna mea micuță, capul e cam măricel așa. Frâna de mână tradițională nu mă deranjează și cotieră. Pe mine nu mă deranjează lipsa cotierei neapărat, pentru că mai am alte spații de depozitare. Depinde numai de voi dacă vreți cotieră sau nu. Eu nu stau cu cotul pe cotieră când conduc, eu stau cu ambele mâini pe volan. Oglinda electrocromă este disponibilă doar pe versiunea de top, în rest ai muștiuc din ăla. Și dacă vrei oglindă la parasolar, o primești doar de la versiunea plus în sus. Mai au o chestie aici, dacă vrei LED la plafonieră, trebuie să alegi de la versiunea plus în sus, altfel primești bec. Asistența rutieră și SOS-ul sunt în standard, cam atât cu ergonomia. Parasolarul evident că nu se extinde în gama asta de preț. Hai să vedem mai departe ce putem găsi. Întrerupem programul obișnuit, da, pentru că avem un Ionuț de la promotor aici. Ionuț, ce înălțime ai? 1,88. Asta e poziția ta, da? Da. Bun, ca să nu mai zică lumea că eu sunt piticul atomic care testează mașini. Da, bancheta din spate, deci fii atent. Mai am două degete, dacă stau în capul oaselor, dacă stau un pic așa mai pe spate e ok, dacă mă duc un pic în banchetă și am undeva la patru degete deasupra okay. capului. Și spațiul la picioare în spatele tău? O palmă. Deci 1,88 cu 1,88. Deci ei au spus că este paștea medie. Se laudă cu record în clasă. Cu record în clasă. Deci e o mașină spațioasă la clasa mică sau nu? Sigur e. Bine. Sigur e. Gata. Am dovedit că este... Ia uitați-vă. Și e și ușor. Mamă, ce nat ești! Aoleu! Și intri vai. Și ușor. Da? Eu asta am arătat, să știi. Eu am dat cu curul aici. Eu n-am dat. Tu n-ai dat. Hai să vedem ce poți regla la această mașină. Deci avem viteza, combustibilul, range-ul, temperatura... Temperatura exterioară, să știți că am căutat termometrul ăsta o perioadă, nu l-am găsit, 27 de grade la Viena, bă, ce vreme frumoasă, și zicea pe aplicația de vreme, ziceau 18 grade. Ok, să vedem, 8.2 consumul, dar ăsta este un consum după ce am stat eu la filmare 3 ore cu ea pornită, am venit cu 6.9 sau ceva, deci ăsta este consumul, tot așa, nu este reprezentativ, eu zic că undeva la un 6 consum mediu este ok. Și dacă vă întrebați unde Dumnezeu este turometru la versiunea pe benzină, nu are. Da? Mai are indicator schimbare treaptă, dar nu are turometru. Atât poți să faci. Și mai poți să mai intri aici, în driver assistant, și să te duci la reset tire pressure monitoring system. Și atunci, ok, toate bune și frumoase, te duci la back, mai poți să te mai duci la user settings, language units, brightness, privacy.
maintenance. Ia maintenance, ce zice la maintenance? Check-up due in 0x, așa e la prototipuri. O să-i dăm un zoom out și o să vedem dacă este head-up display sau nu. Ia fiți atenți aici. Luăm o coală de hârtie, da? Gata, a dispărut. Și acum este proiectat în hârtie, da? Nu prin hârtie, pe hârtie, că dacă punem așa, observăm că nu trece prin. Deci este head-up display, este un proiector care proiectează imaginile acolo. La pachet cu cozorocul ăsta, înseamnă că mereu vei avea o vizibilitate bună în tabloul de bord. Și acesta este sistemul de infotainment. Deci avem 3 tipuri de sisteme de infotainment. 1, n-avem. 2, avem. 3, avem. Deci 1, n-avem, adică avem o aplicație de telefon similar cum găsim la Dacia. O să arătăm acel sistem cât de curând. După aceea, versiunea a doua. Ecran 10.25, cum este acesta, 6 boxe, radio digital, radio FM, USB, Apple CarPlay, Android Auto, cu fir, wireless, țâță de mâță! Și versiunea aceasta, care are tot ce am spus mai devreme, doar că are în plus We don't need no navigation. Ei bine, deci ăla are navigație în plus, dar tot 6 boxe, boxele se au decent, nici prea prea, nici foarte foarte, trebuie să reglez eu expunerea, însă, față de versiunile grupului Stellantis mai moderne și mai scumpe, acest sistem de infotainment nu are acel sistem anti-glare, nu este tratat împotriva reflexiilor și după cum putem vedea există niște reflexii, da? Aia este, nu e nicio problemă, ne descurcăm. Pentru că are și un avantaj, este foarte simplu de folosit și de utilizat și de configurat, mult mai simplu decât la sistemul mai complicat. A, apropo, să nu uit repede jur, camera de marș arier, fără indicații dinamice, aceasta este, grafica este ok, hai să zicem că e ok, e mai bine decât ce regăsim la Peugeot 508 pre-facelift, dar mai slab față de ce găsim la Peugeot 508 nou, să-i spunem așa. Dacă vrei să crești volumul, crești de aici sau de la volan, nu ai vreo rotiță, evident și asta este o măsură de coscatic. Dacă vrem să intrăm la setări și dacă apăsăm pe volum, aici avem setările. Egalizator, balance fader, radio settings și așa mai departe. E bine că le ai aici. Dacă vrei să închizi ecranul, îl închizi de aici și revii așa. Ăsta este meniul principal, nu faci mai nimic. Te duci la device-urile tale aici, da? Ai și Wi-Fi, ai și scan for devices, te duci aici care nu știu ce face. Începe să urle la tine în germană. Mi-a deconectat CarPlay-ul. Asta face, deconectează CarPlay-ul. Bă, cine te crezi? Gata, acum mi-a conectat. Asta e că să ieși, deconectează CarPlay-ul. Asta este un buton de search care te duce în navigația mașinii. De aici avem sursa, aici avem navigația, aici avem setările mașinii, general, language, factory reset, software update. Da, ok, whatever, display, night brightness, devices, audio, clock și încheiem cu Apple CarPlay, Android Auto, Apple CarPlay cu fir, fără fir, cum vreți voi, este aici, nu e full screen pentru că trebuie să ai mereu volumul aici și meniul principal aici cu scurtătură de home. Am ajuns în spate, nu vă mai spun de spațiu pentru că l-ați văzut pe Ionuț, ce avem aici? Buzunar, buzunar. N-avem mâner, n-avem cârlig, buzunar pentru telefon, cred că încape și un fold deschis aici, încă un buzunar, încă un buzunar, două USB-C-uri și le primești doar pe versiunea de top, dacă nu mă înșel, doar pe Max. Mai trebuie menționat că primești geamuri manuale spate la versiunea de bază și la versiunea Plus, doar pe Max primești geamuri electrice și dacă nu avem cotieră în față, nu o să avem cotieră nici în spate. Și acum suntem cu versiunea U, versiunea de bază, care nu are acele clipsuri. Nu știu dacă le poți pune pe versiunea de bază sau nu, însă versiunea pe care noi avem aici nu le are. În rest, nu diferă foarte mult la capitolul parte frontală și observăm că la versiunea de bază nu avem bare pe plafon, iar plafonul este în culoarea caroseriei. O chestie interesantă este că au spus că nu vine cu parbrizul laminat și acustic versiunea de bază, dar pare să-l aibă. Și doar la versiunile U avem oglinzile care nu sunt vopsite în nicio culoare. Iar la versiunea U electrică observăm și portul de încărcare, AC, DC, nimic deosebit.
Și la versiunea de bază spatele este în principiu același. Avem senzorii de parcare în standard, se văd. Nu avem camera de marș arier în schimb, dar să vedeți la interior că acolo sunt schimbările cele mai mari. Nu știu cât de bine se vede aici, dar dacă vrei să rabatezi bancheta la versiunea de bază, îți trebuie două mâini și trebuie să te duci din spate de aici ca să poți să rabatezi. Este bancheta rabatabilă monobloc, nu fracționat. Ai geamuri manuale, nu ai geamuri electrice. Pe mine nu mă deranjează acest lucru, mai ales dacă mașina va fi folosită în regim de taxi sau Uber sau ride sharing, pentru că majoritatea mașinilor oricum au manivelele astea scoase ca să nu umble pasagerii la geamuri. Observăm ornamentele albastre la versiunea de bază, care arată mult mai bine decât cele argintii de la versiunea de top. Cu toate astea, buzunarele sunt albe și la versiunea de bază. La versiunea de bază, în locul unde ar fi butoanele pentru geamurile spate, mai e un spațiu de depozitare în plus. Hai să explicăm teoria celor patru butoane. Deci, la orice Citroen C3 din ăsta vor fi aici patru butoane și la unele vom avea buton gol. Ați văzut la versiunea termică, avem aceste două butoane, deci lane assist-ul și cu avertizorul de viteză sunt mereu aici. La versiunea de bază avem încuietoarea la buton aici, nu mai avem lângă avarii și vă spun imediat de ce. Pentru că la versiunea de bază care nu are sistem de infotainment, avem butonul ăsta aici, care este butonul de home și de Bluetooth pentru sistemul de infotainment pe bază de telefon. Ce se întâmplă? În momentul în care tu ai aplicația instalată pe telefon și o ai conectată la mașină, îți pui telefonul aici pe suport, ai un tag NFC, telefonul recunoaște singur că s-a conectat la mașină și pornește aplicația, dacă telefonul este descuiat, evident. Tu intri în taca, 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 paca, sau nu știu, la un moment dat stai la semafor și vezi ceva pe telefon, taca, paca, taca, paca, sau te duci în Waze, taca, paca, taca, paca. Ei, dacă apeși pe butonul ăsta, automat telefonul revine la aplicația mașinii. Asta e foarte șmecher, îmi place acest lucru, uite, aici este și un tag NFC, da? Și apare o inimioară. Asta este un easter egg în plus pe care nu îl regăsim la versiunile de top. Și vedeți climatizarea la versiunea de bază, aer condiționat, fără butoane pentru scaune încălzite, motiv pentru care nu poți pune scaune încălzite decât pe versiunea de top care are climatizare automată pentru că nu are loc de butoane. Și acesta este volanul de bază. Observăm că nu avem piano black pe el. Avem doar plastic, fără piele ecologică, cum regăsim la versiunile de top, și fără piano black. În rest, volanul este acela, se reglează la fel. Acum pot să vă confirm că motorul este 1.2 PureTech nou, de generație nouă, cu distribuție pe lanț. Va exista și o versiune mild hybrid automată, încă o versiune cu baterie mică și în total vor fi 4 versiuni. Deci benzină manuală, mild hybrid automată, baterie mică, baterie mare la electrice. Iar acestea sunt scaunele de bază. Și marea mea surpriză este că nu pot fi reglate pe înălțime. Deci la versiunea de bază scaunele sunt fixe. Observăm că avem altă tapiserie, avem tetierele integrate la această versiune. Sincer, eu prefer designul acestora. În ceea ce privește confortul, ele se simt că nu au acea spumă suplimentară pe care o regăsim la versiunile Plus și Max. Cu toate astea, scaunul nu e rău. Adică nu este rău deloc. Pare un pic mai sportiv decât la celelalte versiuni, dar din punct de vedere ergonomic, cel puțin pe corpul meu, e ok. Așa arată oglinda la versiunea de bază. Dacă vrem să trecem pe modul de noapte, avem muștiu cu ăsta. Au zis că la versiunea de bază primim parasolar fără oglindă, dar uite că asta are. Și într-adevăr nu avem LED la plafonieră și nu avem nici luminile de citit, avem doar lumina centrală aici. Și după cum se poate observa la versiunea de bază, nu avem sofa design, nu avem tapiseria textilă pe bord. Nu avem nici wireless charging-ul, care, sincer, pe mine mă enervează pentru că îți încinge telefonul. Nu mă refer doar la mașina asta, mă refer la toate mașinile. Și acum, dacă tot suntem la acest capitol, hai să vedem cum arată o consolă de automată. Deci avem schimbătorul de viteze și avem C. La alte electrice din grupul Stellantis avem B. Braking. Ei, ce înseamnă acest lucru? Acum, braking-ul este standard, deci drive a devenit braking și C vine de la confort, probabil, și reduce regenerarea. Deci regenerarea puternică este standard, este de bază când dai în drive, pentru că este mașină de oraș și cei mai mulți care conduc în oraș conduc în regim one pedal și dacă nu vrei, atunci apeși pe C și renunți la regenerarea puternică. Avem frână de parcare electrică pe versiunile automate și priza de 12V care se află aici, nu se mai află aici și nu mai avem frână de mână tradițională,
Da? Mai avem frâna de parcare și mai avem aici un spațiu de depozitare suplimentar. Iar în spate nu mai avem USB-urile suplimentare la versiunea de bază, doar la versiunea de top. Asta este versiunea de top, versiunea electrică, ce are antifonare. Versiunea de bază nu are antifonare, chiar dacă este tot electrică. Evident că puteți să vă cumpărați și versiunea de bază, termică, normal. Nu există rețineri din punctul ăsta de vedere. Dar observăm că motor, invertor și tot ceea ce înseamnă transmisie sunt integrate într-o singură unitate. La asta electrică nu o să poți să pui niciodată roată de rezervă, pentru că aici ai o parte din baterie. Și un detaliu interesant, la electrica de top, în care n-am intrat până acum, ai un USB în plus și ai și cotieră. Ia uite, bă, ai și cotieră la versiunea de top și cred că este și extensibilă, da. Deci versiunea de top doar electrică are cotieră, versiunea de top termică are frână de mână și nu are priză USB în plus, are priză de 12V și are 4 USB-uri electrica de top, pe când termica de top are 3 USB-uri. Bine de știut. Și tot la electrica de top, priza de 12V a fost mutată în spate. Bun, hai să mergem cu noul Citroen C3 la plimbărică. V-am spus că îmi plac mașinile astea mai chele așa, mai back to basics. Prima mașină pe care eu am avut-o, uite, am dat a treia în loc de a cincea. Prima mașină pe care eu am avut-o a fost un Cielo fără turometru. Și nici acum nu avem turometru. Și asta mi se pare fascinant, pentru că fie urmezi indicatorul, fie urmezi ce spune urechiușa. Poziția la volan, deocamdată, mie îmi place. Apropo, el e Ionuț de la Promotor. Dacă... Salut! Colegul meu de la Promotor, cu care sunt în mașină astăzi. O să aibă și el un clip pe Promotor cu mașinuța. La prima vedere, poziția la volan îmi place. Cel puțin mie. După așa, după puțin timp, după ce am mers cu ea. Pot să o reglez destul de înalt. Vizibilitatea e bună, doar în zona asta, vedeți, avem gura de ventilație, montantul, oglinda, totul care mai scade un pic din vizibilitate și mai adaugă un pic de, mai adaugă câteva grade la unghiul mort, dar per total vizibilitatea e ok, linia geamului e destul de jos, scaunul destul de îngust, dar asta nu înseamnă că nu este confortabil și are mai multă susținere laterală decât are la C4, asta e opinia mea așa la prima vedere. Dar mașina asta trebuie să îndeplinească trei funcții. Unul, trebuie să fie accesibilă, ceea ce relativ este. Trebuie să fie plăcută la condus, ceea ce este. Și trebuie să fie cât de cât practică, astfel încât să, nu știu, să fie cadrată corect în clasa B, ceea ce probabil este. Acum, mai departe, depinde de gusturi. Motorașul ăsta de 1.2 e destul de fâșneț. Deci l-am mai condus pe toată gama de modele Stellantis de până acum, pe DS, pe Peugeot, pe Citroen, pe Opel. L-am condus și răscondus, n-a avut niciodată probleme de putere sau de cuplu. Cuplu maxim e pe la 1200, pe la 1750. Și chiar și în versiunea asta de bază, să spunem așa, de 100 de cai, mașina trage. Într-adevăr, cu automata, care nu există încă pe Citroen C3, parcă are un răspuns mai bunicel. Acum, Ana, și tu trebuie să o ții în treapta de cuplu. Uite, acum mi-a zis să dau a cincea și se simte un pic că este... se simte tremuratul de 3 cilindri. Eu n-aș merge cu ea într-a 5-a, aș merge cu ea într-a 4-a sau chiar într-a 3-a. Aș lăsa motorul să respire, pentru că el nu consumă mult. În general e un motor destul de eficient, chiar prea eficient. Direcția e ușoară, asistată electric, nu-ți spune nimic, nu-ți spune unde sunt roțile față, dar fiind o mașină destul de îngustă, poți să o poziționezi cam unde ai vrea tu. Și e destul de precisă, mie îmi place. Spre deosebire de alte modele Citroen, nici rulul nu e exagerat, dar nu poți să ignori faptul că mașina este gândită pentru confort. Volanul micuț, cu decupaje, putea fi un pic mai subțire, poți să-l conduci frumos așa cum se întâmplă la modelele Peugeot și de data asta poți să-l pui tu cât de sus vrei, că nu o să-ți obstrucționeze vizibilitatea. Ai head-up display-ul ăsta, așa cum îl numesc cei de la Citroen. Dacă nu vrei să bruschezi cutia, ea poate fi destul de precisă. Într-adevăr, măciuca asta e un pic cam groasă pentru mine, are capul un pic cam mare, aș fi preferat o bilă, cum regăsim la alte modele, sau ceva mai subțirel, dar na, te obișnuiești.
dacă vrei să faci un pic de rev match, poți să faci destul de precisă dacă un fidiu de trebuie. Ambreiajul e ușor, așa cum te-ai aștepta de la o mașinuță franțuzească, și tot așa, parcă s-a mai diminuat puțin efectul de frână de urgență atunci când apeși pe pedala de frână. Adică acum e mult mai ușor de dozat și nu mai are o mușcătură inițială puternică. Adică dacă apeși ușor pe frână, nu mai încetinești foarte brusc. Aerul condiționat și-a făcut bine treaba, mi-a înghețat picioarele, e clima trecută la 20 de grade, climă pe o singură zonă. Am mers pe drumuri denivelate, un pic mai denivelate, și de adevăr suspensia asta magică, să-i spunem așa, de la Citroen își face treaba. E o soluție constructivă pe care am regăsit-o și pe la alți producători. Nu mai e o noutate. Din punct de vedere al condusului, mașina atinge așteptările. Deci mă așteptam să se conducă ușor, se conduce ușor, ba chiar mi l-a depășit un pic. Cutia e mai precisă decât mă așteptam, suspensia e mai confortabilă decât mă așteptam. Da, și frâna e mai ușor de dozat. Și nu cred că e o mașină rea nici la drum lung, chiar deloc. Semnalizarea sună un pic ca Logan, prima generație, dar jur că am mai auzit sunetul ăsta undeva la altă mașină. În cazul în care o să mergem un pic și cu electrica, o să las loc de bună ziua și nu o să-mi iau la revedere de la voi acum, dar vedem în funcție de cum avem programul. Hai că luăm un pic și electrica la test și mergem cu geamul deschis, așa, ca să vedem cât de gălăgioasă este mașina. Turn right. Mașina se simte un picuț mai grea decât termica și e normal să se întâmple așa, dar tot este mega ușor de condus. Una dintre cele mai ușor de condus mașinuțe. Nu avem moduri de rulare, doar modul ăsta drive cu regenerare maximă și ce pentru regenerare minimă. Dar, hai să vedem, 113 cai, 120 Nm, ia să vedem. Ui! Da, e fâșneață. E fâșneață. Ui! În afară de faptul că se simte un picuț mai grea decât Nissan Cube, cât de tare. În afară de faptul că se simte un pic mai greuță așa decât versiunea termică, e ok, destul de silențioasă. N-am probleme. Bă, și vremea e atât de mișto acum. Ia să vedem. Deci termometrul e acolo. 29 de grade atât arată pe termometru, dar mașina a stat în soare puțin. Și la versiunea asta electrică avem, uite, Eco, Charge și Power. Power, tati, power. Îmi place că nemții austrieci, uite încă una, nemții austrieci au piste de bicicletă în zona asta și atunci ei merg liniștiți. Acum limita a crescut la 70 la oră. Ia. Să vedem ce ne arată calculatorul, ce autonomie ne arată acum. 290 de km, dacă pornim AC-ul pe 20 de grade, îi dăm așa o treaptă medie. 11.2 avem consum momentan. Cu 90% mai avem 290 de km autonomie. Deci mașina e una eficientă. Eu cred că o să reușească să scoată consumul ăla. Depinde de cum se merge cu ea. Că așa, dacă mergi liniștit, sigur, dacă ești nervos în București, dă-i, hai, bagă-te, nu știu ce, trafic, nu știu cum, ți-a tăiat la calea, te duci, îl înjuri. No. Nu cred că o să consume puțin. Dar uite că acum merge foarte mișto. Foarte, foarte tare. Și îmi place grafica asta de Eco și Charge și Power in head-up display. Uite, cum se consider... Uite, într-o situație asta care vrei să te bagi, ia, vrei să te bagi? Ai un pic de lag așa la plecare, dar după aia se duce, n-ai treabă. Se vede că a fost limitată pe... A fost limitată la plecarea de pe loc. Se vede cupul ăla. Se vede că nu e foarte mult. E făcută totuși pentru confort și pentru eficiență. La 30-40 și vrei să te bagi, ia. Pic de lag și după aia se duce. Power la maxim. Într-adevăr, silențioasă versiunea electrică. Mai silențioasă decât mă așteptam. Mai silențioasă. Și confortabilă. Dar, într-adevăr, se simte un picuț mai grea. Se simte ca și când aia termică ar avea, nu știu, 2-3 pasageri în plus. Per total, ia uite, pe denivelări. Bam, nimic. Suspensia asta chiar își face treaba.
mai confortabil decât Sandero, mai confortabil decât un Spring, dacă ăstea sunt termenii voștri de comparație. Da, e plăcută, îmi place. Și ții pasul cu traficul fără probleme. Și aici se termină aventura noastră cu Citroen C3. Mulțumesc pentru atenție, sper că v-a plăcut clipul. În septembrie o să o luăm și noi la test în România. Eu am fost Luci, în descriere aveți multe linkuri, inclusiv grupul de Telegram cu abonații. V-am popat, ne vedem data viitoare, mașini cu Luci, popa, se încheie!